Astăzi vom discuta despre seria activității chimice a metalelor. Să ne reamintim ce este aceea reacție de substituție. Reacția de substituție este fenomenul chimic prin care o substanță simplă înlocuiește un element dintr-o substanță compusă. Adică avem un reactant A și un alt reactant, substanță compusă BC, A îl substituie pe B în urma reacției, rezultând substanța AC și substanța simplă B. Exemple de reacții. Fierul reacționează cu sulfatul de cupru, fierul înlocuiește cupru în urma reacției, obținându-se sulfat de fier și cupru. Un alt exemplu, zincul reacționează cu acidul clorhidric, zincul înlocuiește hidrogenul și se obține clorură de zinc și hidrogen. Într-o reacție de substituție, care se poate scrie de forma A plus BC rezultă AC plus B, se observă că un reactant este substanță simplă A, un alt reactant este substanță compusă BC, în urma reacției, rezultând un produs de reacție care este substanță simplă B și un al doilea produs de reacție care este substanță compusă AC. Metalele participă la reacții de substituție înlocuind hidrogenul sau atomii altor metale din compoziția unor substanțe compuse, așa cum am observat în exemplele date. Haideți să urmărim un experiment și anume studiul comportării unor metale față de acidul clorhidric. Pentru aceasta vom avea nevoie de substanțe chimice și anume câteva metale, de exemplu staniu, fier, magneziu, cupru, zinc, calciu și soluție diluată de acid clorhidric. Avem nevoie de asemenea de eprubete și stativ pentru eprubete. Cum se realizează experimentul? Într-un stativ se pun 6 eprubete în care se introduc aceste metale: staniu, fier, magneziu, cupru, zinc și calciu. Peste aceste metale se adaugă soluție de acid clorhidric diluat, câțiva mililitri în fiecare eprubetă. În 6 eprubete se pun staniu, fier, magneziu, cupru, zinc și calciu. Peste fiecare metal se adaugă 4-5 mililitri de soluție de acid clorhidric. Se observă că magneziul, zincul și calciul reacționează rapid cu acidul clorhidric. În urma reacției se observă degajarea unui gaz, și anume hidrogen. Metalul care reacționează cel mai energic este calciul. În eprubeta care conține cupru, nu se observă degajare de gaz, deci putem spune că cupru nu reacționează cu acidul clorhidric. Deci cupru nu reacționează cu soluția de acid clorhidric.
Se observă de asemenea că fierul este mai reactiv decât cuprul, dar reacția fierului cu acidul clorhidric diluat la temperatura camerei este foarte lentă. Reacția este mult mai rapidă la cald. Se observă formarea câtorva bule de gaz. Deci reacția este lentă, are loc, dar lent. Staniu este și el un metal mai reactiv decât cupru, dar mai puțin reactiv decât fierul. El reacționează cu acidul clorhidric la cald. Observații. Așa cum am observat, în soluția de acid clorhidric, cele șase metale s-au comportat diferit. Și anume, calciul, magneziul și zincul au reacționat rapid cu degajarea imediată a hidrogenului. Fierul și staniul reacționează mult mai lent, degajarea hidrogenului devenind vizibilă după câteva minute. Cuprul nu a reacționat deloc cu acidul clorhidric, demonstrând o reactivitate chimică scăzută. Concluzii. Metalele luate în discuție s-au comportat diferit în prezența acidului clorhidric, demonstrând că nu toate au aceeași capacitate de a reacționa. Unele metale reacționează cu acizii, înlocuind hidrogenul și formând sare acidului respectiv. Deci, dacă generalizăm, putem spune metal plus acid formează sare și hidrogen. De exemplu, calciu a reacționat cu acidul clorhidric și s-a obținut cloră de calciu și hidrogen. Magneziu reacționează cu acidul clorhidric și formează cloră de magneziu și se degajă hidrogen. Zincul reacționează de asemenea cu acidul clorhidric și se formează clorură de zinc și hidrogen. Iar cuprul nu reacționează cu soluția de acid clorhidric. Haideți să vedem acum un al doilea experiment, și anume studiul comportării unor metale față de sărurile altor metale. Pentru acest experiment avem nevoie de substanțe chimice, și anume metale, argint, cupru, magneziu și zinc, și soluții de azotat de plumb, sulfat de zinc, sulfat de magneziu, sulfat de cupru și azotat de argint. Avem nevoie de asemenea de eprubete și stativ pentru eprubete. Într-un prim experiment, într-un stativ se pun 4 eprubete ce conțin soluție de azotat de plumb. În fiecare eprubetă se introduce o plăcuță metalică de argint, cupru, magneziu, respectiv zinc. Apoi, în alte 2 eprubete, se adaugă soluții de sulfat de zinc, respectiv sulfat de cupru. În soluția de sulfat de zinc se va introduce o plăcuță de magneziu, iar în soluția de sulfat de magneziu se va introduce o plăcuță de zinc. În alte 2 eprubete, se vor adăuga soluții de sulfat de cupru, respectiv azotat de argint. În soluția de sulfat de cupru se va introduce o plăcuță de argint, iar în soluția de argint se va introduce o plăcuță de cupru. Se folosesc plăcuțe de argint, cupru, magneziu și zinc. În 4 eprubete se introduce soluție de azotat de plumb și apoi în fiecare eprubetă câte un metal, argint, cupru, magneziu și zinc. Se observă că argintul și cuprul nu reacționează cu soluția de azotat de plumb. În schimb, magneziul și zincul reacționează, observându-se că se acoperă cu un strat gri închis de plumb. Pentru a vedea care dintre aceste metale este mai reactiv, se introduce o plăcuță de magneziu în soluția de azotat de sulfat de zinc și o plăcuță de zinc în soluția de sulfat de magneziu. Se observă că zincul nu reacționează, dar magneziul reacționează și se acoperă cu un strat gri de zinc. Deci magneziul poate înlocui zincul din soluție.
Deci putem spune că magneziul este mai reactiv decât zinc. Pentru a compara reactivitatea cuprului și argintului, se introduce o plăcuță de argint în soluția de sulfat de cupru și o plăcuță de cupru în soluția de azotat de argint. Se observă că argintul nu reacționează, dar cuprul reacționează cu soluția de azotat de argint și se acoperă cu un strat argintiv de argint. Deci cuprul este mai reactiv decât argintul și îl poate substitui din sărurile sale. Deci putem spune că magneziul este cel mai reactiv dintre aceste metale, apoi zinc, apoi cupru și cel mai slab este argintul. Observații! Am observat că argintul și cuprul nu reacționează, deci nu pot înlocui plumbul din soluția de azotat de plumb. Magneziul și zincul pot substitui plumbul din soluția de azotat de plumb. Deci sunt mai reactive decât argintul și cuprul. Magneziul este mai reactiv decât zincul, putând să-l substituie din sărurile sale. Iar în ultimul experiment am observat cuprul este mai reactiv decât argintul, putând să-l substituie din sărurile sale. Deci ordinea reactivității acestor metale este magneziu, zinc, cupru, argint. Concluzii. Un metal mai reactiv înlocuiește un metal mai puțin reactiv din sarea sa. Dacă ar fi să generalizăm, putem spune că un metal 1 reacționează cu o sare a metalului 2, rezultând sarea metalului 1 plus metalul 2. Adică, în primul experiment am observat că magneziul reacționează cu azotatul de plumb, magneziul a substituit plumbul în urma reacției rezultând azotat de magneziu și plumb. De asemenea, zincul a reacționat cu azotatul de plumb, zincul substituie plumbul și se obține azotat de zinc și plumb. Argintul și cuprul nu pot reacționa cu azotatul de plumb, deci nu pot substitui plumbul din sărurile sale. Seria activității chimice a metalelor. Capacitatea metalelor de a participa mai energic, mai puțin energic sau de a nu participa deloc în decursul reacțiilor chimice a fost studiată și a stat la baza realizării unei aranjări ordonate a acestora, cunoscută sub numele de serie activității chimice a metalelor. Această serie cuprinde metalele în ordinea descrescătoare a reactivității lor chimice și este cunoscută și sub numele de seria Beckett-Volta, în onoarea a doi mari oameni de știință care au contribuit la realizarea acestei serii, și anume chimistul rus Nicolae Beckett și fizicianul italian Alessandro Volta. Aici este reprezentată o parte din seria activității chimice a metalelor, printre care se găsește și hidrogenul. Metalele din stânga sunt cele mai reactive, metalele din dreapta sunt cele mai puțin reactive. Poziția ocupată de un metal în această serie permite să se prevadă modul în care se va comporta acesta în diferite reacții chimice. Hidrogenul, chiar dacă nu este un metal, se află în seria activității chimice, deoarece unele reacții implică substituirea hidrogenului din apă sau din acizi de către metale. Metalele mai reactive care se găsesc înaintea hidrogenului în seria activității chimice pot substitui acest element din apă și acizi, iar cele aflate după hidrogen nu îl pot substitui din apă sau acizi. De asemenea, un metal poate substitui din combinațiile sale, oxizi sau săruri, metalele mai puțin reactive situate după el în seria activității chimice. Adică, magneziu poate substitui hidrogenul din apă și, sau din acizi, pentru că hidrogenul este mai slab decât magneziu, dar nu poate substitui potasiu din combinațiile sale. De asemenea, dacă ne uităm la mercur, mercurul nu poate substitui hidrogenul din apă sau acizi, pentru că
Hidrogenul este mai reactiv decât mercurul, dar acesta poate substitui platina din combinațiile sale, pentru că mercurul este mai reactiv decât platina. Aplică ce ai învățat. Utilizând seria activității chimice a metalelor, identifică și completează ecuațiile reacțiilor chimice care sunt posibile. Sunt prezentate 7 ecuații chimice și trebuie să le completezi doar pe acelea care sunt posibile. Un al doilea exercițiu spune că se consideră schema de reacții de mai jos, în care săgețile indică sensul de desfășurare a acestor. Scrie 4 ecuații chimice folosind reactanții pe care îi dorești, astfel încât reacțiile să fie posibile și să se obțină metalele indicate. Adică, din magneziu trebuie să obținem fier și argint, din fier trebuie să obținem cupru și din cupru trebuie să obținem argint. Mult succes!